textul biblic pe baza căruia noi săvârșim în această dimineață pentru prima dată în anul 2015 cina Domnului, această lucrare măreață a bisericii, această sărbătoare măreață a bisericii. Pasajul din Scriptură de care ne folosim în dimineața aceasta se găsește în Cartea Evrei, în capitolul 10. Citim pasajul cuprins între versetele 5 și 10 din Cartea Evrei, pagina Biblie 1181. De aceea, când intră în lume, El zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup, n-ai primit nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Merită, să zicem cu toții din toată inima, slăvit să fie Domnul, pentru că din nou, la început de an, în prima lună a anului 2015, un an nou de îndurare în care Dumnezeu ne-a îngăduit să intrăm cu toții, suntem în casa lui Dumnezeu și încă la această sărbătoare a părtășiei cu trupul și sângele Domnului, în amintirea măreței jertfe pe care Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul întregii lumi, a depus-o și pentru noi la Golgota. Al Lui nume îl slăbim și îl cinstim și îl glorificăm din nou, pentru că în această dimineață El ne-a dat harul să fim din nou alături unul de altul și împreună la părtășie cu El. Frații mei, este o poruncă a lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, să facem această lucrare. Și vedeți, citim de fiecare dată aproape aceleași pasaje din Scriptură, vorbim aceleași lucruri despre aceeași măreață lucrare, cântăm aproape aceleași cântări, facem rugăciuni în același mod, poate atunci când vorbim despre această lucrare, despre această măreață jertfă a Domnului Iisus Hristos, și toate acestea nu pentru ca să repetăm lucruri pe care le-am făcut cândva, ci pentru un singur scop care l-a menționat clar Domnul Iisus Hristos, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spre amintirea ceea ce El a făcut pentru fiecare dintre noi, murind la Golgota, jertfindu-se la Golgota pentru noi, pentru salvarea și mântuirea noastră. Vedeți? Dacă n-am face lucrarea aceasta, am fi așa de dispuși, poate predispuși, că omul este predispus să uite. Și așa de rar și așa de greu ne aducem aminte de lucrurile din trecut. Când și-ar mai fi adus aminte omenirea aceasta, cum și-ar mai fi adus aminte după 2000 de ani de această măreață lucrare, dacă Biblia aceasta n-ar fi avut acest pasaj în ea înscris cu litere rostite și cu cuvinte rostite chiar de Domnul Iisus Hristos, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Cred că ar fi uitat omenirea de această lucrare și ar fi, s-a întâmplat cândva, a fost ceva. Dar când ne-am amintit, așa cu fiecare ocazie a cinei Domnului, repetăm aceleași lucruri, aceleași îndemnuri, aceleași rugăminți le adresăm unii altora, ca să nu uităm, să stăm treji, să veghem asupra acestei mărețe lucrări pe care Domnul și Mântuitorul nostru a făcut-o pentru noi. Vedeți, poporul lui Dumnezeu, Israel, era la hotarele țării Canaanului, se pregăteau să intre în Canaan și omul lui Dumnezeu, marele conducător al lui Israel, învăța poporul câteva lucruri. Spunea, să-ți aduci aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău. Să-ți aduci aminte
De tot drumul, să-ți aduci aminte de tot ce ți-a făcut Domnul până în anul 2015, în care ne aflăm acum. Dar să-ți aduci aminte de faptul că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Apoi, un alt lucru pe care tot omul lui Dumnezeu cere poporului său, să recunoască în inima lor pe Domnul Dumnezeul lor, să nu uite de El. Să aibă permanent înaintea ochilor lor prezența Domnului Dumnezeului lor, care i-a scos cu mână puternică din Egipt, care a trecut biruitor prin atâtea lucruri grele. Erau la hotarele țării Canaanului, 40 de ani în pustie. Domnul nu s-a plictisit să-i fie alături de ei, deși erau îndărătniși și neascultători față de Domnul. Apoi spunea, veți intra în țara pe care vă voi da, pentru că v-am promis și vă dau, nu pentru că meritați voi, ci pentru că am spus eu, Dumnezeu, spunea lucrul acesta. Și când veți intra în ea și vă veți sătura, să nu uitați să binecuvântați pe Domnul pentru tot ce veți găsi acolo. Pentru tot harul care îl avem în anul 2015, să nu uităm să binecuvântăm pe Domnul, să nu uităm de binecuvântările Domnului, de harul Domnului care l-am avut până aici. Să iei seama, să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a trecut biruitor prin anul 2014 și cu familia întreagă suntem în 2015 sănătoși și plini de bine și de binecuvântare. Slăbit să fie numele Domnului. Să nu uităm și să nu ne se umfle inima de mândrie și să zicem, păi așa, era normal într-o țară atât de binecuvântată, doar la ce te-ai aștepta? Așa zic oamenii din afară, da? Oamenii din afară așa zic, dar noi care îl cunoaștem pe Domnul știm că într-o clipă Dumnezeu poate întoarce istoria acestei planete exact pe dos și o poate face să fie dezastru. Aduceți-vă aminte de anul 2006, când a fost acel tsunami, când a fost catastrofa aceea extraordinară, sau 2005. Ce s-a întâmplat în câteva secunde? În câteva secunde, sute de mii de oameni au pierit. De ce? Să nu ni se umfle inima de mândrie și să zicem, noi suntem buni și sfinți și meritam să intrăm în anul 2015. Și apoi mai le spune ceva omului Dumnezeu, vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Tot ce avem, harul pe care îl avem, binecuvântările care avem, casele frumoase în care locuim, copiii sănătoși, biserica bine, în pace, în liniște, ne adunăm în liniște în casa lui Dumnezeu. Să nu zicem că noi, prin tăria noastră, prin puterea noastră, am făcut lucrurile acestea, ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău întotdeauna. Și fie ca și această dimineață a părtășiei noastre cu trupul și sângele Domnului, să fie un moment în care să reflectăm adânc asupra bunătății lui Dumnezeu, asupra milei și îndurării lui Dumnezeu, asupra harului pe care Dumnezeu ne-l dă și în dimineața aceasta, să fim părtași la masă cu Domnul și unii cu alții. Și fie ca numele lui Dumnezeu să fie înălțat și glorificat cu fiecare ocazie. Amin. Cântăm cu toții spre slava Domnului împreună. Și după cântarea aceasta, corul bisericii va slăvi pe Domnul cu prima cântare. Credința, pacea.
Venit și voi la
Slăvit să fie Domnul! Dragostea sa e tot ce avem pe acest pământ. Fratele Beni Bădiță va slăvi pe Domnul cântând, apoi vom slăvi pe Domnul cu toți împreună cântând, dăruind darurile noastre de bunăvoie, așa cum este obișnuința bisericii noastre, cu ocazia cinei darurile acestea au destinația specială pentru ajutorarea lucrării Domnului din țara de unde venim și uneori chiar din alte părți pe glob. N-avem scrisori în această primă lună a anului 2015, dar avem încă pe lista noastră de ajutorare Radio Vocea Evangheliei și Căminul din Solonț. Domnul să binecuvinteze și lucrarea aceasta care o facem cântând Domnului împreună. După ce pe fratele Bădiță îl ascultăm cântând și apoi cu toți cântăm. Cântarea cu care vreau să laud pe Domnul în această dimineață vorbește despre suferințele Domnului Iisus Hristos și refrenul așa de frumos spune: pentru mine Domnul a răbdat, pentru tine a fost crucificat, pentru mine Domnul a pătimit la Golgota, unde s-a jertfit. Și aș vrea, dacă vreți și dumneavoastră, să cântați împreună cu mine refrenul acestei frumoase cântări.
cel ce m-a iertat, pe Iisus Hristos, mielul junghiat, prin sângele Lui am fost scăpat de moarte, prin jertfa Sa am iertare de păcate. Pentru mine Domnul a răbdat, pentru tine a fost crucificat. Pentru mine Domnul a pătimit la Golgota, unde s-a jertfit. Pentru mine Domnul a răbdat, dar El era
surorile Magda și Flavia Todea vor slăvi pe Domnul cântând, apoi corul bisericii va slăvi pe Domnul și ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului. Domnul să binecuvinteze pe frate Dumitru, păstorul bisericii, care va vesti cuvântul Domnului în dimineața aceasta.
Slăvit să fie Domnul, cel vrednic de laudă, de slavă, de cinste, de glorie, și o recunoaște nu numai pământenii care